De-abia îți poți deschide ochii, înconjurat de întuneric, umezeală și un miros teribil. Încerci să realizezi ce se întâmplă prin a atinge împrejurimile și descoperi că zidurile care înconjoară spațiul în care ești închis sunt acoperite cu un fel de mâzgă și mucus. Pereții respiră de parcă ar avea viață, ceva este ciudat pentru că acum o oră erai pe un iaht navigând pe oceanul larg cu vântul care îți sufla prin păr. Este posibil să fi suferit un naufragiu? Poate că corpul tău inconștient a devenit o victimă a unui monstru marin? Da, este exact ce s-a întâmplat. Bariera de măzgă lipicioasă care te înconjoară sunt pereții unui stomac de balenă. Este vreo șansă să supraviețuiești și, mai important, să scapi? Pentru început, trebuie să ne dăm seama dacă este măcar posibil ca o balenă să înghită o persoană adultă dezvoltată complet. Ei bine, potrivit experților, este posibil ca o balenă albastră, o subspecie a balenelor cu fenoane, să înghită în întregime o persoană. Balenele cu fenoane sunt unele dintre cele mai mari creaturi care au existat vreodată pe parcursul a mai multor milioane de ani de istoria vieții pe pământ. De asemenea este de ajutor faptul că balenele nu au dinți cu care să ne mestece înainte să ne înghită. Majoritatea dinozaurilor nici măcar nu se apropiau de mărimea acestui gigant marin, care să nu uităm este un mamifer la fel ca specia noastră, atingând până la 35 de metri lungime și cântărind aproximativ 173 de tone. Privit dintr-o altă perspectivă, asta ar fi echivalentul la 60 de elefanți africani. Doar limba unei balene cântărește până la 3 tone, iar inima acesteia este mai mare decât o mașină de golf. Aproximativ 90 de tone de apă și mâncare pot încăpea deodată în gura acestui animal, pot prinde până la 500 de kg de plancton într-o singură înghițitură. În acești parametri, gura unei balene este destul de încăpătoare nu doar pentru o persoană, ci pentru jumătate din pasagerii de pe vasul Titanic. Dar, din nefericire pentru o balenă, aici este sfârșitul poveștii cu înghițitul. Un corp uman nu poate avansa mai departe de intrarea în gâtul unei balene. De fapt, creatura de dimensiuni gigantice are gâtlejul, de dimensiuni normale, nu mai mare decât diametrul unei mingi de golf. Îi este practic imposibil să înghită ceva mai mare decât o portocală. Este de asemenea foarte puțin probabil ca o balenă să fie interesată în înghițirea unei persoane, din moment ce tractul digestiv al acestui animal este făcut pentru prăzi mult mai mici. Dar totuși, să zicem că într-o zi blestemată în cursul unei călătorii pe mare, aveți parte de un naufragiu și nu observați că o balenă se apropie de locul evenimentului. Atunci puteți ajunge accidental în gura animalului. Această călătorie va fi cu siguranță de neuitat, chiar dacă la sfârșitul experienței este puțin probabil să fim încântați sau chiar în viață. La început o să cădem într-un întuneric total și vom începe să ne zbatem cu disperare printre bucăți de pește și plancton care fac parte din dieta unei balene. După ce animalul gigantic filtrează apa de hrană, ne vom afla în mijlocul unei supe vâscoase printre acele creaturi. După aceea, balena va încerca să își înghită toată mâncarea, dar, după cum am menționat și mai devreme, o persoană adultă nu ar avea loc prin gâtelejul animalului. Potrivit lui Philip Mota, un cercetător din cadrul Universității din Florida de Sud, balena probabil că ne va scuipa afară din gura sa ca pe un sâmbure de cireașă. Chiar dacă ai supraviețuit tuturor acestor evenimente, salvarea ta ar fi foarte departe. Prin asta vrem să spunem că o balenă, după ce mănâncă, se poate scufunda până la o adâncime de 200 de metri sub nivelul mării. Iar dacă nu ai vreun echipament special de scufundări, la acea adâncime cel mai probabil te vei ineca. Cu toate astea, din fericire pentru oricine este înghițit de o balenă, acest animal își digera adesea mâncarea la o adâncime de 20 de metri. În acest caz o să avem cu siguranță șansa să supraviețuim unui astfel de eveniment dacă ne chinuim din toate puterile să ajungem la suprafață. Cine știe, poate că balena te va ajuta să înaintezi cu ușurință folosindu-și coada pentru a te propulsa afară din apă. Dar dacă avem ghinionul să ajungem în gura unei balene cu dinți, precum orca sau cașalotul, ei bine, aici este o cu totul altă poveste. Într-o asemenea situație, supraviețuirea va fi mult mai dificilă. Multe dintre aceste animale sunt de asemenea masive, cașaloții pot atinge o lungime de 20 de metri și o greutate de 50 de tone. Maxilarul inferior al unei balene cu dinți se deschide la un unghi de 90 de grade, iar gâtlejul lor este foarte mare, făcând posibilă înghițirea unor prăzi de asemenea mari. Nu este ceva neobișnuit să găsim foci întregi sau alte animale mari în interiorul acestor mamifere. Cel mai probabil nu ar fi o problemă pentru aceste animale să înghită un om în întregime. Spre deosebire de balenele cu fanoane, acestea au dinți de mărimea unor cuțite care sunt incredibil de ascuțite. Prin urmare, dacă ajungem în gura unui cașalot, este foarte posibil să avem parte de răni înfricoșătoare și leziuni provocate de dantura acestor animale. Este o întreagă colecție de semne care dovedește că aceste animale au tăiat membrele vânătorilor de balene care au avut ghinionul de a se apropia prea mult. Totuși, dacă suntem suficient de norocoși să nu fim mestecați atunci când ne înghite o balenă cu dinți, nu vom avea parte de niciun traumatism, vom fi pur și simplu înghițiți o să alunecăm prin membrana de mucus a tractului digestiv al animalului prin beznă totală. Apoi o să aterizăm în sacul gastric cu pereți urât mirositori și vâscoși. O balenă are de fapt patru compartimente ale stomacului, exact la fel ca vitele. Dacă aceste evenimente ar avea loc, noi probabil o să ajungem doar în primul compartiment pentru că acolo corpul uman se va dezintegra și dizolva în totalitate datorită băii de sucuri gastrice. Aceste sucuri gastrice conțin terifiantul acid clorhidric, dar cel mai probabil o să ne sufocăm pentru că nu există aer respirabil în interiorul stomacului. Este adevărat că balenele au pungi de gaze în intestine, dar acestea sunt simple goluri de aer din tractul intestinal umplute cu metan nociv. Aceste pungi cu gaze din interiorul intestinelor nu vor fi de ajuns pentru a respira. Apoi, avem o mulțime de povești pe internet despre călătorii de succes prin interiorul unui tract digestiv al unei balene, însă majoritatea experților au negat aceste povești, ele fiind niște afirmații mincinoase. Mai degrabă, aceste povești sunt răspândite pentru a atrage atenția și pentru a crește cotele site-urilor de știri. Cu toate acestea, sunt unele documentare care justifică câteva dintre aceste povești incredibile aproape de necrezut. În anul 1896, cotidianul american New York Times a publicat o poveste care a raportat o expediție de vânătoare de balene în apropierea insulelor Flackland. Vasul vânătorilor de balene și-a coborât bărcile, iar apoi au început vânătoarea unui cașalot uriaș. Au rănit bestia cu un harpon, iar aceasta în schimb a distrus una dintre bărci și a reușit să scape. După îndelungate căutări, echipajul nu a putut găsi persoana care se afla la bordul acelei bărci scufundate, un om pe nume James Bartley. Câteva ore mai târziu, vasul vânătorilor s-a lovit de cadavrul unui cașalot. Lovitura de harpon s-a dovedit a fi în cele din urmă fatală animalului. După ce au adus-o la bord, echipajul vasului a început să tranșeze animalul, iar când au deschis stomacul, aceștia au găsit ceva mare, neașteptat și cu siguranță ceva ce nu face parte din corpul unei balene. S-a dovedit a fi marinarul dispărut de pe barca scufundată, James Bartley. Acesta a petrecut aproape 16 ore în interiorul monstrului marin și a fost găsit inconștient, dar încă în viață. Fața și mâinile sale au devenit palide datorită sucurilor gastrice din interiorul stomacului. Acesta arăta mai mult ca un cadavru decât ca un om în viață. Pielea sa era acoperită de un strat gros de riduri ca și cum ar fi fost fiert de viu în interiorul unui cazan. Pacientul și-a petrecut următoarele două săptămâni într-o stare de comă. Acesta pare că nu își recunoaște niciun camarad și nu a vorbit cu nimeni pentru câteva săptămâni. În cele din urmă, la sfârșitul celei de-a treia săptămână, marinarul și-a revenit în fire și s-a recuperat îndeajuns de rapid încât să se întoarcă din nou la muncă. Numai culoarea palidă a feței, mâinilor și gâtului său, acele părți care nu au fost protejate de haine, încă îi amintesc de timpul pe care l-a petrecut în interiorul stomacului unei balene. El va fi întotdeauna amintit ca fiind omul care a fost înghițit întreg de către un monstru din adâncuri și a trăit să spună povestea mai departe. Povestea lui James Bartley a strânit interesul unui zoolog englez, numit Ambrose Wilson, în anul 1920. El a examinat cu atenție subiectul și a ajuns la concluzia că marinarul a putut într-adevăr supraviețui în stomacul balenei. Profesorul Wilson a dezgropat chiar și un caz similar din adâncurile arhivelor sale. În anul 1771, un cașalot a rupt o barcă a vânătorilor de balene în două, a înghițit unul dintre marinari și a dispărut în adâncurile apei. După ceva timp, balena a ajuns din nou la suprafață și a scuipat victima afară din gură. Marinarul era de-a dreptul înspăimântat și zgâriat foarte grav pe picioare. În mod uimitor, acesta a scăpat fără nicio leziune gravă. Acea victimă cu siguranță nu a fost pe gusturile animalului, dar asta nu înseamnă că celelalte specii nu ar considera oamenii comestibili. Deci, dacă cumva ai reușit să ajungi în interiorul unei balene, cel mai important lucru este să nu te panichezi. Cantitatea aerului respirabil din interiorul balenei este cel mai probabil foarte scăzută. Șansele de a muri prin sufocare sunt foarte mari cu fiecare secundă pe care o petreci în interiorul stomacului animalului și fiecare mișcare excesivă fără motiv amplifică șansele de sufocare totul depinde de ce fel de balenă a decis să te înghită. Este foarte greu să ne dăm seama de specia balenei din interiorul său, așa că încercați să determinați ce fel de balenă este înainte de a fi înghițit. Din moment ce în stomacul animalului se găsește acid clorhidric concentrat, trebuie imediat să găsim o cale de a scăpa din stomacul ei. Dacă nu o să căutăm o cale de scăpare cât mai rapidă, pielea ar ajunge în starea pe care am descris-o mai devreme în cazul lui James Bartley, cu arsuri dureroase și posibil mortale. O să fim de asemenea nevoiți să ne mișcăm foarte repede în interiorul unei balene cu dinți ca să putem străbate toate cele patru compartimente ale stomacului său. Cel mai terifiant devine atunci când corpul tău ars de acid clorhidric ajunge la gâtul animalului. Dacă acesta este o balenă albastră, trebuie să ne micșorăm cât o minge de golf pentru a putea ieși din stomacul său. În mod evident acest lucru este imposibil, dar este singura modalitate de scăpare, așa că a trebuit menționată. Poate dacă am fi înghițiți alături de o pisică sau un chihuahua, aceștia s-ar putea elibera. Dacă este totuși un cașalot, am putea ajunge în gura animalului fără a întâmpina astfel de probleme. O altă problemă ar fi să trecem de dinții de dimensiunile unui cuțit și la fel de ascuțiți. Dacă reușim să trecem și de acest obstacol, o să fim în cele din urmă liberi. Cel mai probabil o să rămâneți fără o mână sau un picior de care ai avea nevoie probabil, din moment ce te afli în mijlocul oceanului și trebuie să înnoți către un loc mai sigur. Dar amintiți-vă, chiar și să ajungem în interiorul unui cașalot întregi este aproape imposibil pentru că acești monștri, la fel ca și noi, mestecă înainte de a ingera mâncarea. Pe scurt, șansele de supraviețuire sunt în cel mai bun caz extrem de mici. Voi ce părere aveți? Scrieți-ne în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!